declarăm ședința deschisă. Avem trei procese verbale, le-ați primit, da? Da. Sunt obiecțiuni în privința lor, are careva? Dacă nu sunt obiecțiuni, se supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Tot pentru. Avem două proiecte de hotărâre suplimentare. Unul pentru alegerea președintelui de ședință, iar al doilea proiect de hotărâre este proiectul privind aprobarea stabilirii modalității de identificare a beneficiilor stimulentului educațional sub formă de etichete sociale pentru grădiniță, modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și stabilirea procedurii de acordare a etichetelor începând cu anul școlar 2021-2022. Dacă sunteți de acord, să-l introducem pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, toți pentru. Dăm cuvântul domnul primar pentru a citi. Sunteți invitat, convocat să ne spate la ședința ce va avea loc în sala de ședință a Consiliului Local, în data de 28-10-2021, ora 9, următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30.09.21, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacan, 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Curții numărul 4, privind aprobarea coeficientelor salarii de bază pentru funcțiile publice și personale contractuale în aparat de specialitate al primarului începând cu ianuarie 2020, proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului 83, privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului pentru transport școlar, 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal aluat Comuna Bacan pentru credința AGA și SC Compania APAS ESA din 3-11-2021, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10. Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare numărul 556/2006 din 29-11-2010, 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii de alimentare cu apă și canalizare, o prevedere privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea cărții sarcini și regulamentului serviciului NA public al Comunii Balcani, nu, o prevedere privind asocierea Comunii Balcani cu județul Bacău și 59 de unități administrative teritoriale, precum și aprobarea numărului de echipamente de colectare pubiere și modelul contractului de asociare în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale, 10 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 30 anul 2021. Obiecțiuni, propuneri la acest proiect? Dacă nu sunt, cine este pentru? Abțineri? Abțineri, sunt 3, 4, 4 abțineri. Care? 3. Am văzut un 4, 3 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan de sub Bacău. După ce ați primit materialul, a venit domnul director Gogoncea, vor să cumpere o centrală la școală și trebuie mutați în același capitol o sumă de bani de la investiții la materiale sau cam așa. La Școala Frumoasă. Da, nu, de la investiții, că banii sunt la investiții. La Școala Frumoasă, nu? Da. Ah. Da, s-a stricat cu central. Obiecțiuni pe latura acestui proiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Pentru.
Proiectul hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului numărul 4 privind aprobarea coeficienților salariilor de bază pentru funcțiile publice, vorba de postul de la doamna secretară. De la Casiri. De la Casiri. De acolo promovează doamna la care este coeficientul sau umblat, și coeficienții sunt aceiași, dar funcția se modifică datorită în urma gradului pe care doamna trebuie să-l dea. Și atunci a trebuit să modificăm și hotărârea cu coeficienții, pentru că salariul va mai crește și automat se va umbla la coeficient. Deci celelalte prevederi rămân neschimbate din această hotărâre care a fost aprobată anul trecut. Coeficienții se aprobă doar în cazul în care sunt modificări în statul de funcție sau organigramă. Și în cazul acesta doar pentru acest concurs, promovarea în grad. Are careva obiecțiuni? La totuși, aici, ori greșeală, ori din aparatul de specialitate a primarului, începând cu luna ianuarie 2020. Nu, nu este greșeală. Deci hotărârea a fost aprobată în 2020 cu eficienții. Și de când se intră în reglementare, de când primești banul, deci, a trebuit de luna viitoare. De luna viitoare. Deci oricum se va da prin dispoziție. Se va face dispoziție. Cine este pentru? Eu nu particip la acest vot. La acest proiect. Dar menționați. Abțineri? Împotrivă? Este specificat. Da. Proiectul de privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului 83 din 27, aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbusului transportului școlar Bacău 07 NSC, proprietate privată a Comunei Bacău, județul Bacău. Programul microbusului. Are cineva cu completat ceva, obiecțiuni? Nu, domnul primar, am mai și la anul trecut și anul ăsta am propus și am cerut ca să microbusul să intre și Picăsoasă. Înainte când nu era asfalt, nu se putea intra. Acum dacă e asfalt, de ce să nu meargă un kilometru și la băiețe? Că chiar sunt băieți numai la cantor. Cum am văzut că intră microbusul în Olari, în cartierul Olari, hai să meargă și până la Frumoasă. Acum, nu puteți, de exemplu, dacă nu merge ăsta care e plătit de primărie, ar putea merge ăla de la școală. Trebuie să facem ceva și pentru copiii ăștia. Chiar vă rog frumos. Probabil că nu se încadrează în dar la bugetul de la... Da, o să vorbesc cu domnul director. Și eu am vorbit și cu domnul director și o zic că depinde și de dumneavoastră. Cu propunerea să mai cumpărăm un microbus. Atunci nu o să mai fie. Da, cine este pentru? Toți. Abțineri? Împotrivă? Proiectul privind stabilirea mandatului reprezentat legal al UAT Comuna Balcan pentru ședința AGA, SC Compania de Apă ESA din 3-11-2021. Discuții pe latura acestui proiect? Deci, cine este pentru? Să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Toți pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la contractul de legare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556-2007-2010. Discuții pe latura acestui proiect? Aș avea o întrebare la domnul primar, înainte de a spune la vot. În ce stadiu ne aflăm cu canalizarea, cam câți ani ar mai dura? Suntem în așteptare? Adică ce știți? Că noi nu participăm. Noi nu participăm la ședință. Dumneavoastră participați. Da, acum o să fie licitația, dar lucrările până în 2023-2024 nu o să înceapă. Deci probabil în mandatul ăsta, da? Tot ce posibil.
Dar nu mai întreabă și pe noi, consilierul local, nu mai întreabă cetățenii. Și noi trebuie să venim să luăm de la cine? De la reprezentantul care îl votăm în ședința de consiliu. Asta discuții și în ședința de la ADA. Acum, toate modificările care au loc în procesul lor de desfășurare trebuie să luate prin hotărâre și toate comunele care sunt asociate trebuie să aprobe aceste modificări. De ce nu pot face modificări în statut, în ce au ei regulamente, fără să ne consulte, și, adică să consulte și reprezentanții din teren, da, unitățile respective? Da, domnul și stadiu să aflu da, ca și lucrare, nu cu modificări, da. Da, normal, când se ia ceva decizii, trebuie să le consulte și consilierilor local, ca să știi și consiliul local. Supuneți în aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Pentru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Discuții cu datul acestui proiect. Totuși aș avea o întrebare. Vine la noi consilierul local să discutăm niște prețuri care nu e de competența noastră. Bine știm noi prețurile care se acordă. Domnul mi-a aprobat. Și la urmă, consilierul local din tot județul a aprobat, poate triplate, poate 10 ori mai mult. Cine l-au justificat și am sumat. Da, eu nu am sumat. Supunem la vot. Cine este pentru câți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cine se abține? 3. Împotrivă? Împotrivă niciun. Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea proiectului de sarcini și regulamentul serviciilor de iluminare publică al Comunei Balcani, de sub Bacă. Proiectul de sarcini pentru proiectul cu inatul public pe Valea Ludacului și diferența de becuri, de lemn care au rămas neschimbate. Mâine vom depune prima cerere de rambursare și trebuie să atașăm această hotărâre. Conform ghidului solicitat. Da, discuții pe lasul acestui proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. Proiect de hotărâre privind asumerea Comunei Balcani, județul Bacău și 59 de unități administrativ-teritoriale, precum și aprobarea numărului de echipamente de colectare pubele și modelul contractului de asociere în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Discuții cu datul acestui proiect. Dar nu sunt discuții. Să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. Am doi la care era, nu știu, prezvătările privind. Aportarea stimulentului, modalitatea de aprobare stimulentului educațional. Spune că avem hotărâre în sensul acesta, dar au mai apărut niște modificări legislative și atunci trebuie inclus în hotărâre, în proiect de hotărâre. Da, discuții pe latura acestui proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Toți pentru. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței pe următoarele trei luni. Da, propuneri. Eu propun pe domnul profesor Cornel Găbureanu. Da? O altă propunere? Păi, supunem la vot pe noi, propunere. Cine este pe? Abține? Împotrivă? Pentru. Iată. Trecem la diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Rață, nu consilier la Rață. Apropo, am venit, am văzut că
La intrare doctorul ăla se duce și vorbi din insectiu. Din experiență ar fi bine să dați cu niște piatră vândătă. Și zic că n-am înțeles. Buxusul! Hai că vorbesc, am văzut că e pârdit la intrare. Și am zis să dați cu niște piatră vânătă din două în două săptămâni ca să șerșelină. Ca fel, da? Să își revin iar, dar nu numai ce, este tot. Da, dar dați din două în două săptămâni și șerșelină. Da, 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 bine. Foarte bine. Altcineva care... Nu știu, e la cuvânt. Domnul primar, la Schitul Frumoasa, chiar sunt niște crateri făcute în asfaltul ăsta, mai ales este o gaură de la deal de șoric, în curba aceea, neprevizibil, dai cu efort, în efort, dar nu știu cum s-a făcut gaura aceea, că e lăsat în jos. Asfaltul s-a făcut cum s-a făcut la început. M-am uitat și în dimineața asta treceau două mașini de astea de pentru Carat Bușteni. Deci vreau să zic că e supus asfaltul de la Schitul Frumoasa, e supus unui trafic intens de greutate și ar trebui să faceți cumva un proiect să-l mai consolidăm, să-l mai... Nici lățimea nu are cum trebuie. Cum s-a făcut la Căsoasa, cum s-a făcut la Frumoasa, s-a turnat un metru sau un jumătate de metru pe o parte, o jumătate de metru pe o parte, hai să facem ceva și cu asfaltul ăsta. Deci nu merge, e pericol. Deci are 4 metri. La 4 metri nu se cadrează două mașini. Am rămas niște bani de la PNDR și pot să vin să ne dea înapoi. Dacă trebuie să facem, am vorbit. S-o vorbi de expertiză, Costel, da? Da, expertiza e făcută și acum se lucrează la proiectare. Da? Da. Dar nu ca și răză misiunea. Așa o scrieți. Dar măcar la curbă. Băi, curbă au rămas tot de 2 metri, de 4 metri, de 20 sau cât e. M-am uitat și aici la... Pârșor, unde este deal, la Bărnești, la Băgnășeni. Frumos, domnule, s-a făcut 4,20 m, s-a pus o jumătate de metru pe parte, ai văzut ce lucrare are făcut, de ce să nu se facă și la schi? Păi într-un zi trafic. S-a făcut și la schi tot lucrări. Da, dar nu astea de deal. Așa a fost proiectul, atunci așa se lucra. Nu înțeleg, dar trebuie intervenit la proiectul ăsta. Am zis ce se va întâmpla. Dacă nu mai sunt discuții la diverse dialoguri de persoană, încheiem ședința.